Îi citești absolut incredibil pe ceilalți jucători de la masă. Internetul este plin de astfel de exemple. Care este secretul tău? Cum reușești să citești atât de bine? Uh, nu e așa ușor, am jucat de mult. Când am fost mică, am, eu întotdeauna mă uit la oameni și cred că dacă faci așa înseamnă ceva, dar cel mai mult, mult am, uh, am, făcut am. am făcut. am lucrat. Am, uh, I studied the game, cum să spui și um, am vrut să uh, fi fii mai bine. Și este un talent ce am aici în inimă. Nu e așa ușor să, cum, să spui cum să fac. Nu e așa ușor. Ce preferi, turneele sau cash games? Uh, depend. Dacă uh, joc pentru mulți bani, pentru uh, să-i 4.000, 8.000, uh, la, la Belagio, acolo cu Doyle Brunson și tot, am, um, îmi place. Dar dacă e mai mică, nu e așa interesant pentru mine. Joc online și mă joc la Poker PokerStars, uh, la cel mai mare joc ce are acolo, 200-400, uh, Limit Hold'em sau No Limit Hold'em, 100-200. Dar uh, și turnamenți, cel mai mari, uh, WPT, EPT uh, și World Series of Poker. Când joc în uh, un turnament uh, mare așa, uh, asta îmi place. Dar nu știu dacă e turnament sau cash, de depinde cum, cum simt. Care a fost totuși cea mai mare sumă pierdută de tine? Yeah. În o zi, când am jucat la Bellagio am pierdut uh, 1 și 300 de mii. Și a, asta a fost uh, cel mai mare că am pierdut. Uh, dar în, în ziua înainte, am câștigat 700.000 de mii. Și a, 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 asta, în total, a fost 600.000 în două zile, dar în zi, 20 două, două, de ori am pierdut 1.300.000 3, 300 de mii, da, și asta e mare, am știut. Dar uh, am fost confortabil când am pierdut, n-am plâns nimic. Care a fost cea mai mare perioadă de downswing prin care ai trecut vreodată? Uh, nu mai țin minte, dar uh, în, când uh, am fost mai mică am jucat uh, mai mică, 20 de dolari și 40 de dolari și am pierdut o lună și jumate, poate 6 săptămână și asta a fost cel mai mult ce am pierdut. așa de. Dar eu acum nu joc așa mult și uh, joc numai turnament și cu turnamenți poți să mergi un an și nu câștigi nimic pentru că e mai tare. Daniel, a întâlnit recent Naționala României de Poker într-o confruntare în care ai fost capitan al Canadei, țara în care te-ai născut. Cum s-au părut jucătorii români? Uh, cu, când am fost, uh, când am jucat acolo la World Cup of Poker, uh, inima a fost uh, invers, cum să spui, uh, a tăiat în, în mijloc pentru că eu sunt român, am fost născut român și părinții sunt români și am jucat pentru Canada pe că, pentru că ei a, acolo am născut și de asta, dar uh, am uitat la români și ei au vrut să câștige așa mult și am, am stat cu ei, am vrut... Pe, pe ei să câștigi. Dacă chiar de nas nu se poate să câștig, am fost acolo pentru români și am, am făcut prieteni cu uh, Cristian, Cristian, toți <laughs> se cheamă Cristian, unul KK și altul și ei a, a, jucat, a jucat foarte bine. Um, am fost foarte um, imp -imp impres cum să spui cu um, strategiu. Că ei a, a gândit mult cum să faci, că ei a fost uh, un, un uh, campionat cu uh, puncte, nu mai să, să, să câștigi, trebuie să fii deștept. Și ei și al canadien uh, a fost cel mai deștept, uh, în mai opinion. <laughs> eu sunt român, am fost născut român, părinții mei sunt români, dar am fost născut în Canada și uh, am jucat pentru Canada, de, 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 pentru că am fost născut acolo, dar um, am făcut prieteni cu ei și când ei au câștigat, eu am fost bucuros, foarte bucuros și după aia ei au jucat cel mai bun, cred, ei cu în Canada, pentru că eu am fost acolo, dar um, uh, când i-a pierdut, oh, nu poate nu se spun așa. <laughs> um, când eu am jucat acolo la Poker Stars World Cup of Poker, inima a fost tăiată în mijloc, pentru că uh, eu sunt român, părinții sunt români și eu am fost um, am fost născut în Canada, dar sunt român. Și um, am vrut să joc pentru amândoi, dar am trebuit să joc pentru Canada. Și uh, când am fost acolo, am făcut prieteni cu uh, cu toți români acolo și um, am fost foarte, cum să spun um, uh, impres cu, ei, cum uh, ei au gândit mult de strategy. Ei și uh, echipa noi de Canada a fost, eu cred că, cel mai tare. Dar în uh, uh strategii, dacă ai cel mai bun, nu, nu se întâmplă că trei să câștigi. Sau Diamond! Four would also split the pot, no, no, no. as they both have aces and <laughs> fours with oh, the kicker sure. Four, four, yeah. Or any so running pair really. Canada Olin Ace Trey playing against Christian. Uh, for Romania Ace seven. seven. Both have a pair of aces. Valette. and Christian has at the moment the better kicker. Okay. Here's the turn. Now wow. a deuce. well, that's a small card. That wasn't good for me. Daniel Negreanu did want, not want to see that. Last and <laughs> Runner runner means it's two pairs, aces and twos, with a nine kicker. Ce ne poți spune despre jocul lui Cristian Rajala, românul care te-a bătut la acel campionat mondial? Uh, Cristian Keche uh, se cheamă pentru că toți sunt Cristian și aici uh, are un uh, num, nume ce a dat uh, prietenii. Și Keke a jucat foarte bine, a fost foarte a avut uh, cum să spun, patience și a stat și bine și bine. Și după aia you know, când am jucat cu el, am, am crezut că el e un jucător ce are uh, potențial. Poate să fie, dacă mai joacă bine, mai în sus cu limit, poate să fie un, un, un jucător foarte tare. Înlalt, um, joacă mai diferent, unul a fost mai agresiv, alt mai pasiv, dar toți ca un echip a fost foarte tare pentru că um, ei. Um, Vorbit cu, 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 cu toți și a, a fost foarte, cum să spui, supportive. N-a fost rău dacă ai pierdut, ei ce faci acolo, mă. N-a fost așa, a fost foarte bucuros cu toți. Da, da! <sus> da. <sus> Pentru mine acum nu contează. Dar nu contează acum. Trebuie să are o aso? Păi, normal, Întotdeauna are ceva? Full house și asta? <laughs> Cum se poate? În fiecare rând în jocul el are full house și asta? Ei cam disperat pe vieții comentatorii englezi, vorbind numai în românește la masă. A fost unul dintre momentele în care orice român care a urmărit transmisia live de pe internet s-a simțit mândru de originea comună cu tine. Crezi că ai moștenit ceva din poporul acesta? Dacă da, ce anume? Și te ajută în jocul de poker? Păi sigur că da, pentru că când eu am jucat cu ei, am stat cu ei, după aia am mers la masă și am fost. sare foarte frumos cu ei, și pentru mine am, am, tata a murit în 96 și el a, a fost un. cum nu spui, vagabond, dar <laughs> a fost un om foarte bun, și am, eu când am fost cu ei, am crezut că înțeleg mai mult tatăl meu pentru că el a fost în tot Europa, în Italia și tot și uh, când am fost cu ei am crezut că eu sunt mai, um, mai, 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 mai înțeleg mai mult cum, e, cum, a fost viața pentru um, familia mea. But a jack. Is a jack King, King. Daniel Negreanu takes the Daniel lead. two pairs, kings and jacks. Turn cards. Okay. Christian okay. Rajala now looking for an ace. It's a five. And a river card. It's will there be an ace on the river or oh, will Daniel yeah. double up? There is the ace! Yeah, Daniel McGrano of Canada good good. loses good on good. Good. the river. Good job, man. Good job. Well done. I never and Romania done. will win heat number three. Look how delighted Christian Rajala is. Job, he has just beaten his hero, oh, well. his idol, heads up. Pokerul mondial este dominat de americani, britanici și scandinavi. De curând a început să ia amploare și în țările din Europa de Est. În România a apărut chiar și un site de poker, Dracula Holdem. Crezi că românii vor reuși să se impună și în marile turnee internaționale? Da. Sigur că da. Români sunt foarte deștept. Eu cred că român, dacă, dacă, joacă mai multe și joacă pentru bani mai mare și are mai multă experiență, de ce nu? Românii. eu sunt român, sunt alți români ce joacă, nu așa mult, pentru că acum, până acum nu așa mult român a jucat poker. Dar când înceapă o să vezi, pentru că ei sunt aștepti. Ce sfat ai da unui începător care țintește succesul în poker? Acum e foarte ușor să joci poker și, și să înveți mai repede de înainte, când am, când am fost mică eu. N-a fost internet înainte, dar acum copii mici, uh, 20, 20, 21 de ani, joacă foarte bine pentru că joacă la internet și trebuie să practici acolo, să înveți. Poți să începi, nu, nu trebuie să pui pentru bani, poți să faci pentru nimic, dar după aia, dacă crezi că ai, you know, jo joci mai bine, poți să joci pentru bani și, și de asta poți să ai experiență mai repede de dacă stai la masă. Hai vine la Poker Star și joci poker cu mine. Ai vreun mesaj pentru telespectatorii emisiunii Quinta Royală? Dacă am o, o vorbă, înțeleg, scuz că nu vorbești românești prea mult, nu vorbesc așa de mult, dar dacă mai mulți români vin în EPT sau și tot, e foarte bine pentru mine și uh, noroc la toți.